Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Eveniment istoric. Vaslui-ul organizează în premieră pentru Moldova un campionat național de șah la seniori. În perioada 16-23 octombrie, municipiul Vaslui va găzdui campionatul național Divizia A la șah pe echipe seniori. Competiția este organizată de CS Sergentul Vaslui și principalul partener Radical Group, sub egida Federației Române de Șah. Astfel, la Vaslui vor concura șahiști de renume, de la maestri internaționali până la candidați de maestri, de la cluburile LPS Satu Mare, CS Ineu, CS Otope, CSU ASE București, CS Muncitorul Reșița, CSM Cluj-Napoca, CSM Buzău și CS Sergentul Radical Grup Vaslui. A fost foarte greu în privința criteriilor de atribuire a organizării competiției. Noi am avut ceva în plus la ofertă și am fost declarați câștigători. Deși am concurat cu Călimănești, București, pe Ciga, noi am reușit să ne impunem oferta și să organizăm campionatul Divizia A. A fost o perioadă de frământări, fiind la un pas să nu mai reușim organizarea lui. Am avut în domnul Sandu Ionel un sprijin de nădejde care ne-a sărit în ajutor imediat, iar acum sunt sigur că vom avea o competiție reușită. Avem experiența necesară în organizare și oamenii care să ne susțină. Vrem să fie o competiție frumoasă, iar participanții să ducă mai departe vestea că la Vaslui a fost o organizare ireproșabilă, a declarat Constantin Grosu. La 14 octombrie, în fiecare an, Biserica Ortodoxă de Pretutindeni prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În chip deosebit, ea este cinstită în Moldova, întrucât de peste 350 de ani, moaștele ei se găsesc la Iași. Este cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Vineri sau Vinerea Mare. De sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, la invitația înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, ierarhul hușilor, preasfințitul Ignatie va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Iași în cinstea hramului Catedralei Mitropolitane. Puțin dintre pelerinii care vin la Iași să se închină la moaștele Sfintei Parascheva știu că veșmintele sale poartă o broderie specială. Preoții spun că moaștele sunt îmbrăcate după ritualuri bisericești, la care iau parte doar preoți ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Însă și mai puțin creștini știu că Sfânta Parascheva poartă și un blestem, ce datează din 1641. Preoții spun că Sfânta Parascheva mai poartă niște veșminte care nu se dau jos niciodată. Acestea au un sigiliu care are înscris pe el blestemul domnitorului Vasile Lupu și al mitropolitului Varlam, care sună astfel: blestemat să fie cel care va împrăștia vreodată moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Camera Deputaților a adoptat cu 295 de voturi pentru un proiect de lege care prevede posibilitatea ca talonul de pensie să fie transmis la cerere în format electronic de către Casa Națională de Pensii Publice. Proiectul de lege completează articolul 109 din legea 263 din 2010 în sensul instituirii posibilității transmiterii de către Casa Națională de Pensii Publice la cerere în format electronic pe e-mail sau în contul online deschis în portalul CNPP a documentului de informare cu privire la sumele plătite beneficiarilor care au optat pentru plata pensiei în cont curent sau cont de card. Munca la negru rămâne un flagel la nivelul județului Vaslui. Cu toate că amenzile pentru munca la negru sunt uriașe, fenomenul pare să ia amploare la Vaslui. Potrivit inspectorilor de muncă, numai în luna septembrie s-au dat amenzi de 260.000 de lei pentru muncă fără forme legale către 7 angajatori. Lucrătorii la negru nu beneficiază de concediu medical, concediu de odihnă, zile libere legale, vechime în muncă, șomaj tehnic, contribuții la fondurile de pensii facultative suportate de angajator, însă cu toate acestea multe persoane acceptă să lucreze ilegal. Administratorii de firmă care primesc la muncă persoane fără forme legale de muncă pot fi amendați cu câte 20.000 de lei pentru fiecare lucrător. Drumuri distruse, primari disperați. Banii pe calamități încă nu au venit la OAT-uri. Primarii încă așteaptă banii alocați pentru calamități din cursul lunii septembrie. În total, județul Vaslui a primit 13 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii afectate de calamitățile naturale din luna iunie a acestui an. Edilii se întreabă dacă vor mai avea timp să repare drumurile distruse de ploile torențiale până la sfârșitul anului. În total, 26 de OAT-uri au primit fonduri pentru reabilitarea drumurilor. Caz incredibil la o stână din jurul Bârladului. Un tânăr de 19 ani, Florin, care este cioban de mai multă vreme, a fost arestat preventiv pentru că a violat o femeie de 52 de ani. Nu numai că a violat-o, dar a și lipsit-o de libertate, femeia fiind chiar soția ciobanului proprietar de stână, care l-a ajutat pe tânăr încă de când era minor. Judecătorul de drepturi și libertăți de la judecătoria Bârlad a admis propunerea procurorului de caz și a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru comiterea infracțiunii de viol.
instituțiile publice puse la treabă. Dosarul cu șină este pe calea de dispariție. Bucurie mare, Parlamentul a adoptat legea pentru dosarul cu șină. Deputații au aprobat proiectul de lege prin care instituțiile publice nu vor mai putea să solicite cetățenilor acte sau copii după documente eliberate de autorități publice. Prin asta, credem că vom putea spera la evitarea cozilor imense din fața magazinelor de copiat acte. Deci, mai pe înțelesul tuturor, dacă un cetățean solicită un aviz de la o instituție publică, iar pentru a obține actul are nevoie de o copie de buletin, angajatul instituției ar putea să și-o procure singur, accesând baza de date. Vaccinarea cadrelor medicale aproape de a deveni obligatorie. Ministrul interimar al sănătății, Ceke Otilo, a anunțat că mai mulți miniștri în calitate de parlamentari vor depune o inițiativă legislativă care are la bază proiectul ministrului sănătății referitor la vaccinarea sau testarea periodică a personalului medical. Ministrul anunță că proiectul va fi dezbătut în procedură de urgență și a declarat că cea mai importantă metodă de protecție de apărare de acest virus este vaccinarea. S-a demarat modernizarea drumului județean Muntenii de Sus, Stanacu. Reabilitarea drumului este așteptată de locuitorii din zonă în condițiile în care starea carosabilului era foarte proastă, iar pentru șoferi era un calvar traversarea acestei zone. Potrivit informațiilor oferite de conducerea LDP Vaslui, reabilitarea acestui drum va fi finalizată în primăvara anului viitor. Modernizarea infrastructurii rutiere continuă să fie în atenția autorităților județului Vaslui. În prezent se lucrează la drumul județean 244H Găgești-Viișoara-Dodești, iar în toamnă se preconizează că execuția va fi finalizată. Tot în această toamnă, autoritățile speră să recepționeze și drumul 248A Plopoasa-Todirești, limita județului Iași. Lucrăm și pe drumurile județene 243B și 245C. Lucrăm la drumul strategic, lucrăm la toate drumurile pe care le avem. În momentul în care terminăm lucrul pe drumul 248A, vom începe reabilitarea drumului județean 246, pe direcția Rediu Galian-Tăcuta. Nu ne oprim, continuăm, a spus Ciprian Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.